Peșenesc, îi mulțumim foarte frumos lui Mihaela că se implică atât de tare, ține la noi mai mult ca la aceea lor de acolo. Uite și astăzi au zinit cum au putut, cum ăsta și cu tatăl său, au plecat de amiază ca să ajungă aici la noi. Îi mulțumim din suflet, mulțumim tuturor care pune suflet și țineți la tradiția asta care o avem noi. Am emoții, dacă mă credeți, că eu ce am făcut, am făcut din suflet. Pentru copiii aceștia, când am început, dacă țineți minte, am fost vreo 4 ani de zile, zicea lumea că suntem nebuni, Tică și cu Măriu, că o luau tărazna. Se n-are ce lucra acasă, mereu să cu coconii, nu-ți faci noi de lucru. Dar nu e așa. Noi trebuie să ne unim, să ducem asta mai departe, că vedeți că alții prețuiesc, nu-și dau seama ce-au pierdut. Noi încă mai avem. Și ar fi bine să nu ne lăsăm. Nu mă întinde mult cu vorbele, că nu v-am spus, nu sunt povestitor mare, dar mulțumesc la tăsul care s-a implicat și care vreau. Și dacă vreau, să vrei din suflet, nu așa numai că dacă faci ceva și nu faci cu dragoste, și cu... nu iese nimic, dacă vă credeți. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut, că ați stat, ați avut răbdarea să-i ascultați pe tăi, să-i vedeți. Și ce să zic, să ne întâlnim la multe și multe ediții. Mulțumim frumos! Eu, ce să vă spun, eu acasă n-am niciun cocon, că așa a vrut Dumnezeu. Aici, la asociație, bineînțeles, datorită lui Măruca Verdeș, că ea a fost inițiatoarea acestui proiect, o da Dumnezeu să am mai mulți coconi ca mai multe mame, puține au atâția coconi acasă cât am eu la asociație. Mulțumesc frumos lui Măriuca, mulțumesc lui Tică, mulțumim în special domnișoarei Mihaela Bârsan care ne-a dat mult curaj atunci când ne-au chemat în Suceava. Atunci am văzut că suntem apreciați cu adevărat. Am simțit-o mai mult decât aici la noi acasă. Copiii sunt minunați, toată lumea spune să avem grijă de ei, să nu-i lăsăm să se dezbine, să nu ne părăsească și să nu-i părăsim. Și le mulțumim și lor că au răbdare, că vreau să muncească. După cum ați văzut, se vede rezultatul, muncesc și știu și joacă adevărat. Sunt doar ansamblurile profesioniste care poate îi depășesc. Le mulțumim frumos, mulțumim tuturor, îi mulțumim în special că fără ei, bineînțeles fără Măriuca și fără ceterașul nostru Văsâi, Vasile Rus, fără Dobaș, fără Zongraș, nu am fi făcut aceste jocuri. Noi le știm, dar n-am fi fost în stare să îi învățăm pe copii. El s-a străduit foarte mult, bineînțeles, voluntar, nu a primit nimica și noi îi mulțumim și suntem profund recunoscători. Mulțumim și lui Măriuca. Mai departe, Dumnezeu știe ce ne-a mai ajutat să facem. Doamne ajută! Oh,
nicio fată, nici eu vreau să adresează-l Măriucă o urare, o mulțumire și vă să se începe, ok? Mai are emoția mea ca el. Uite-te la mine. Acum este momentul să ne exprimăm bucuria și recunoștința pentru valorile pe care le promovați prin cânte și tradiție. În momentele importante ale vieții sale, Marea Mureșanul a știut să-și cânte bucuria, tristețea și dor. Noi, călineștenii, vă aducem astăzi mulțumire și recunoștință că ne faceți cunoscut graiul și portul în graz frumos de cântec Marea Mureșan. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și har, ca pe mai departe să faceți cunoscut tuturor că în Călinești oamenii îl iubesc pe Dumnezeu, își iubesc familia, își păstrează portul și tradiția. La mulți ani cu fericire! Să-ți
cabeça. Mulțumim, nu încheiem. Am aici. Haide, Andrei. Alex. Învățat a zice în fluier, singur. Tătă biserica mi-a tradus-o din chirilic în română, singur. Am învățat chirilic singură și asta e o dovadă că se poate. Și aș vrea să prindă drag și coconii noștri de fluier, că le-am pregătit deja niște fluiere pe viitor. Să văd. Ce zici? Îi vrea să zice fluier? De mine. Nu știu. Așa văd tot timpul la început. Prima zucală tradițională, mai avem una. Haideți, cu frunza. Mulțumesc, bravo, cred că ăsta a fost primul instrument. Când erau la fân, când erau cu oile în munte, când erau cine știe pe unde, bărbață, își alinau dorul de ca să zicând în fluie, în frunză sau în fluie. Cine a cântat? Cine a cântat? Gheorghe? Pop. Din Putești. Am zis că numai gatele îl strică.
pantalonii deloc. Data viitoare. Data viitoare. E de apreciat că ne reîntoarcem oarecum, chiar dacă am nu înțelegem tare bine. Portul cel adevărat, zgălile cele de demurt, pentru că este izvorul fără de sfârșit. Domnul Boiciuc! Am aici un domn Boiciuc. Numele lui vine din Rona de Sus. Mă încurcam așa. Numai ăsta nu-mi place, da? Știți că nu-mi place. Știu, dar să duc și ciobanii la munte. Deja n-am avut de la cine împrumuta un tiseu. Mă, nu-i, băi, bine că știe. Haideți să vă ascultăm. Mulțumesc și îți doresc cele bune, Măriucă. Acea revistă care ți-am dăruit să fie pentru biblioteca sufletului tău.
la 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 la